Jean. Da, domnule. Nu, nu, e doamna. Da, eu, doamna. Coboară în galop. În galop? Exact, în galop. Sunt în pijama? E bine, fie și în pijama. E grav? Da, da, destul de grav. Domnul Bezo e mort. Nimic. Nici măcar un cuvânt de politețe. Oh! Iată, Jean, privește-l. Da. Dar e abominabil, e inimaginabil. Inimaginabil, dar adevărat. N-ai auzit nimic? Nimic. Când s-a întâmplat? Acum 5 minute. Primul meu somn. Bine, doamnă, dar încetează să te învârtești ca un nuliu, mă amețești, Jean. Da, domnule. Două sinucidere e prea mult pentru o femeie singură. Cum două? Ei, da, din 5 soți, cu asta sunt două. Ah. Primul din neurastenie, iar despre acesta poate ști dumneata. Doamna vrea să spună că... În sfârșit, erai secretarul lui, trebuie să știe meseria dumitale, mi se da, pare. Da, bănuiesc. Te rog, bănuiește mai clar, Jean. O văduvă trebuie să știe tot, tot, chiar dacă ceea ce află nu e prea catolic. Oh, dar e foarte catolic. Fiți fără teamă, puteți plânge, doamnă, cu fruntea sus. Domnul Bezo a trebuit să se sinucide, fiindcă eram ruinați. Pur și simplu. Pur și simplu. Jean. Nu fi stupid și macabru în același timp. Bezo ruinat. Bezo, a doua avere a Beroviei. Glumești, nu-i așa? Jean, te rog, cu banii nu se glumește. Doamne. În sfârșit, Jean, ce s-a întâmplat cu minele din Beroviei? Naționalizate, doamnă, toate. Și domnul în întregime expropriat. Știrea este deocamdată confidențială, dar fără îndoială, peste o săptămână nu va mai fi. Ei, bine, îi interzic! Da, da, dar e de-a dreptul monstruos! E criminal! Doamna e îndreptățită să se pronunțe astfel. Acești berovieni s-au comportat într-un mod... Dar cine-ți vorbește de berovieni? Cu ei am să-mi închei eu socotelele la momentul potrivit. Dar el! Ce zici, Jean, doamna, despre un bărbat care își părăsește văduva lăsându-l în asemenea hal? E permis oare ca un om de lume să se lase ruinat? E un dezertor! Ar merita să fie împușcat! Da. Oh, da. Apucă-l, Jean, ia-l de aici! Nu știu ce-aș fi în stare să-i fac! Da, nu doresc altceva decât să-l iau de aici pe domnul, doamnă, dar mă tem ca forțele să nu mă trădeze. Stai puțin, am să sun servitorii. August! August! Da, da, vă rog! August, ești bun să cobor imediat? Trebuie să-l ajut pe domnul Jean să transporte corpul. Mortul? Ce mort? Nu, nu mortul, corpul. Mortul? Adică nu în sfârșit, dacă vrei, fie și mortul. Ce fel de mort? Oh, August, nu fi caranchios. Corpul mortului. Mortul? Nu mortul, corpul. C de la Caracas, O de la... Oh, și la urma urmelor, O, coboară și să vezi. Sărmanul meu, domn. Sărmanii de noi, vrei să zici? Când mă gândesc, asta mi-a făcut o mie. Coco, cea de-a treia soție pe care a avut-o și, desigur, singura care nu a apucat să-l înșele. Bună seara, sau scuzați-mă, bună ziua. Cerule, domnul! Ah, doamnă, cum spun turcii, moartea e o cămilă neagră care îngerunchează înaintea oricărei porți. Bă. A celor mai sărace ca și a celor mai bogate. Cele mai sărace, August, cele mai sărace. Fii drăguț, ajută-l pe Jean să-l mute ceva mai încolo. Da, imediat. La etaj? Nu, nu la etaj. Acolo, pe divanul din birou. Nu plângeți, domnule Jean. Niciodată lacrimile, spune poetul, nu au trezit un mort la viață. O moarte, bătrân nepirat, noi ancora ridicavăm îndată. Ce e tărăboiul ăsta? Omul nu mai poate citi liniștit în patul lui? Scumpa mea fiică, e îngrozitor. Vino să-ți îmbrățișez mama. Vino, Anne-Marie. Vino să mângâi o văduvă. Iar? Iar, da, scumpo, iar. Devine ridicol în cele din urmă. Încă o dată, scumpa mea, iată-te fără tată vitreg. Păcat era nostim. Apoplexie? Hei, nu închipuie, sinucidere. Ca și ăla, acela. De ce ai făcut necazul? Voiai să divorțezi? O, oh, mamă! N-ai să-mi spui că voiai să divorțezi de a doua avere a Beroviei. Tu te anunți că văduva Bezo nu e nimic altceva decât o biată cerșetoare beroviană în zdrențe. Oh, bună, mamă! Bună seara la toată lumea! Ce se întâmplă? Aveți niște mutre de înmormântare. Nic, te iertăm pentru umorul tău negru. Probabil că am umor fără să știu. No, e adevărat. Bietul meu fiu nu știe nimic. Așează-te, Nic. Vino lângă mine. Sunt sigură că cel puțin ție această veste îți va
te va îndurera mult. Dar mamă, în sfârșit, și pe mine. Da, dar pentru el e mai serios. Ceea ce-l va necăji nu e atât moartea, cât restul. Ce moarte? Ce rest? Moartea tatălui tău, vitreg. Cum? Iar restul, ruina noastră a tuturor. Și a lui, bineînțeles, e dincolo în birou. Dar pentru el acum totul e egal, pe când pentru noi. Dar în sfârșit, mamă, omul poate fi fericit și fără bani. Fără bani? Da. E, nu, am fost plătită destul timp pentru ca să știu. Nu, nu și nu. Mama are dreptate, Anne-Marie. Trebuie să fim ambițioși. Bebeso și lipsa de ambiție l-au omorât. Fără îndoială, eu m-am născut lipsită de asemenea ambiții. Atunci du-te la mănăstire. Zeflele mele tale neserate nu mă interesează. În orice caz, eu nu voi ajunge să fac orice ca să obțin bani. Doanto, oricine e dispus să facă orice pentru asta. Nu am dreptate, August? Nu aș vrea să mă plâng, domnule Nicola. Doamna a aranjat astfel lucrurile încât puținul pe care îl fac pentru domnia sa să nu fie pentru mine o povară supraomenească. Și pentru ca în această călătorie de-a lungul diverselor sale căsnicii să găsesc întotdeauna timpul necesar pentru a citi și a scrie. Revistele literare plătesc atât de prost, domnule Nicola, încât prefer să fiu un valet care face critică literară în timpul său liber decât un nefericit critic literar care e silit să scrie orice pentru a-și putea duce zilele și care nu are nici timp liber. Tuturor le place bogăția. În ceea ce mă privește, sunt convertit la această idee încă din fragedă în copilărie. Se știe, Nicola, se știe. Cât despre tine, drăguța mea, Anne-Marie, nu-ți urez decât să ai întotdeauna destui bani pentru a-ți putea permite luxul să ignorezi și să-i disprețuiești.